trezit azi dimineața așa cu o întrebare. Ce a fost prima oară? Oul sau găina? Și la noi în platou mi-e clar răspunsul. Primele au fost găinile, dar poate au venit și cu niște ouă. Geluță, păi, bine ai venit. Bine v-am găsit. Bine ai revenit la noi în platou cu aceste minunății. Ce găini ai adus aici? Ce rase sunt ele? De această dată v-am prezentat o altă varietate de rase de găini și începem... Ia să vedem. În zona aceste, asta suntem. Cu aceste păsări, Viandot. Viandot. De origine din Statele Unite ale Americii, au apărut în Germania, au apărut în 1883 și au fost importate în Germania. How are you? Good morning. Are you from the United States of America? Prima varietate de culoare a fost argintiul, viandotul argintiu. Adică așa. Acestea astea mai aici. Mari. Da. Păi și astea sunt aceeași rasă? Aceeași rasă, doar că este rasă pitică și sunt mai multe varietăți de culoare. Este viandot auriu pe roșu, viandot barat, viandot roșu, pitic. De exemplu, aici avem viandot auriu pe roșu, negru. Deci tot viandot vorbim aici. Aici tot avem viandot. Și cocoșul, nu-i așa? Cocoșul și găina. Pentru ce sunt crescute găinile? Aceste păsări sunt acestea. Crescute, în primul rând, pentru cantitatea de ouă, întrucât fac undeva la 180-220 de ouă pe an. Au un ritm de creștere foarte bun. Și de asemenea și pentru carnea lor, care are un conținut redus de colesterol. Eu mă gândesc, poate sunt acum telespectatori care ar vrea să-și ia găini pentru ouă, da? Ritmul de creștere, ce înseamnă? Ele la, cât timp le ia să ajungă să facă ouă, de exemplu? Această găină, ca să ajungă la perioada de ouat, ia undeva la 6 luni de zile, în funcție și de alimentația pe care o are. 6 luni, 6 luni jumate, ajunge la maturitate și începe ouatul. Bun, deci am avut americanele Viandot, care au fost comercializate în Germania și schimbate penajele astea, au ajuns la niște culori atât de diferite. Sunt lucrate și au ajuns, aici este un roșu-albastru, auriu-albastru, aceeași varietate de doar... Aceeași rasă. Toate astea. Ok. Hai să vedem ce mai avem, din ce țări mai avem găini aici. Mai avem aici din Orpingtonul. A fost descoperit în Anglia în 1889. Deci englezești. Englezești, da. De asemenea au fost importate în Germania. Culoarea de origine a fost galben, la fel a fost prelucrate și s-au obținut aceste culori, aceste minunății de culori, Orpington auriu pe galben, cu benzile acestea negre. Gelu, dar sunt așa mai pretențioase, e nevoie să le facem ceva, că sunt englezoice totuși, adică nu poți să te comporți cum te comporți cu găinile de aici, de la noi, din Bătătură. Pentru o pasăre care este ținută în gospodărie și nu este prezentată în expoziții unde mai există riscul să mai punem, să... ia un anume microb sau pentru păsările din gospodărie este suficient dacă le facem acel vaccin toamna și primăvara. Ah, ok. Obligatoriu toamna și primăvara le facem un vaccin și ele sunt ok. În rest, ele nu sunt pretențioase. Nu sunt pretențioase, de asemenea este o pasăre care nu este încălțată pe picioare, nu are pene pe picioare și poate fi ținută în orice gospodărie, doar că are o fusta atât de lungă, decât nu îi se văd decât unghiile de la degete. Unghiile de la degete. Așa, acolo tot Orpington? Și aici avem Orpington porțelan, aceeași rasă, doar varietatea de culoare este un pigment foarte ok, foarte bine lucrat. Se deosebește prin culoarea pe care o are. Știți ce vreau să facem? Vreau să le lăsăm pe acestea la urmă, pentru că îmi par super speciale. Voi le-ați văzut, colegi? Da, sunt superbe. Au căciulile îmi plac. Căciulă, da. Pentru că tot am întrebat de rase pretențioase, o să ajungem și la ele imediat. Hai să vedem, să terminăm aici și rul. Aici am adus niște găini care au fost descoperite în China, în a doua jumătate a secolului 19. Sunt chinezoice? În sudul Chinei, da. Tot atunci au fost importate și în Germania. Este găina Cochinchina uriaș, care se deosebește de celelalte păsări prin masivitatea corpului, prin penajul bogat pe care îl are și volumul mare. Este blană, așa mi se pare. Este foarte voluminoasă, foarte mare. Este o pasăre deosebită pentru o expoziție, încălțată, creastă dreaptă. Bogdan, te rog eu, nu mai sta cu Cochinchina, fii atent la noi aici. Mi-am dat seama acum, uitându-mă, că am stat cu chinezoicele, practic, mai devreme. Exact, Cochinchina se numește. De acolo vine și denumirea, Cochinchina, da? De la unde au fost descoperite.
Foarte frumos. Până acum presupun că nu avem vreo diferență între ouăle pe care le fac ele, din cele pe care le-ai prezentat până acum. Toate, nu? Ouăle pe care le produc sunt comestibile. Cantitatea de ouă și la ele este undeva la 160-170 de ouă pe an. Așa? Și dar există, să ajungem... Eu vreau să stăm un pic aici la ouă. Există o diferență între ele? Adică poate fi un ou care are mai puține vitamine sau colesterol sau chestii? Acum imediat ajungem aici. Avem găina araucana, care a fost descoperită în localitatea Chile, în India, în a doua jumătate a secolului XIX. Și se deosebește de celelalte păsări, întrucât a fost crescută prin sălbăticie, prin faptul că face ouă de culoare verzi-albăstrui, cu o cantitate redusă de colesterol, aproape deloc. Trebuia să ne aduci să vedem și noi un ou de ăsta, că n-am văzut niciodată. Arată altfel sau dată, la fel, dar este la fel ca oul normal, doar culoarea lui este verzui, verde-albăstrui. Din păcate, n-avem acum, că le-am uitat. Așteptăm să ne aduci păi și se adică putem să avem și noi acasă, dacă vrem să avem. Categoric nu este o pasăre pretențioasă, poate fi crescută în orice gospodărie. Vorbim de cea maronie, da? De cea maronie, araucana. Nu necesită condiții speciale și recomandat este pentru cei care cresc în gospodăria de zi cu zi să nu folosească atât de multe concentrate și cel mai bun furajul care este produs de noi. Natural. Grâu porumb, natural. Hai la căciulă. Așa, hai ciufulete, hai să vedem cine e ciufulete alb. Ciufulete alb este găina de mătasă japoneză, care datează de aproximativ 700 de ani, din Asia de Est, de origine. Este o găină care se evidențiază prin prisma faptului că are 5 degete la picioare, iar carnea este de culoare neagră, fără colesterol. Ați auzit? Carne de culoare fără neagră colesterol. Și fără colesterol. Fără colesterol. Se evidențiază prin faptul că nu are pene, are puf. Dar de asemenea, dacă mă întrebați care dintre păsări este cea mai pretențioasă de la mine din gospodărie, vă voi spune că această păsăre. De ce? Vedeți că are acel moț, acea căciuliță și alimentarea cu apă trebuie făcută în adăpători speciale, întrucât dacă se udă și există posibilitatea, o ținem în aer liber, unde este... Răcește. Unde este vânt curent și o trage, va răci. Și ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Strănută. Se tratează poasărea, dar noi trebuie să evităm, fiindcă ea, dacă stă în permanență cu acel moț ud, automat există riscul de a se îmbolnăvi. Se tratează, dar pentru a evita acest lucru sunt acele adăpători speciale care le găsim la toate magazinele. Măi, minunăție! Dar dacă vrem să ținem o astfel de găină în casă, se poate? Nu știu, să categoric, avem ca un animal de companie. Nu. Cum să nu? Avem și puișorii lor care sunt... Uite, sunt acolo aici sunt jos. Puișorii? Da, avem și puișorii care sunt prezenți aici. Vrei să iei un puișor? Da, să vezi cum se... Cum să nu? Cu mare drag. Sigur? Ia să vedem, avem un moment istoric, doamnelor și domnilor. Lili Sandu își alege un puișor. În sfârșit... Păi și eu să mă duc eu, nu mă ajutați dumneavoastră? Cum să nu? Că eu nu știu să umblu aici. În... Uite, te ajută gelul acolo. Îți aduce sus. Piu. Aici vom prezenta un puișor din rasa araucana, care este prezent aici. Este un pui la 2 săptămâni de zile. Doamne, și aici ce avem? Iar în partea aceasta avem un puișor din rasa Orpington, auriu din spatele dumneavoastră. Deci pe ăștia să nu-i scap din mână, Liliana. Nu-i scap. Ce frumos sunt. Zi bună. Lili. Da. Lili. Da. Nu cu tine vorbeam. Avem niște papagali vorbitori aici. Da, aici avem niște papagali vorbitori. Hai lângă mine, Gerotu. Hai să mă dau eu de aici ca să nu stau față, că eu duc aici. La masă. Aici avem Marele Alexander, papagalul din rasa Marele Alexander. Nu vorbește, parcă știu că vorbește. Ba da, vorbește. Este o pasăre adultă la 7 ani de zile. A și reprodus. El vorbește, dar trebuie lucrat cu el să-l învățăm de mici să vorbească. Rostesc niște cuvinte, nu sunt acei papagali vorbitori să vorbească cum este gen Iacu, dar rostesc cuvinte, da, ce faci, bună, salut. Dacă poți să-mi zici, ce faci? Acum vă dați seama că sunt un pic stresat. Sunt la televizor. Știu că o cheamă Lili pe cea de aici. O cheamă Lili? Da. Chiar? Ce faci, Lili? Ce faci? Vezi, poate te apucă de ce nas. Ce faci? Bine, ok. A vorbit papagalul ăsta din platou.
Și aici ce avem? Aici avem micul Alexander. V-am adus mai multe culori pentru a se vedea. De asemenea, și acesta rostește cuvinte. Avem micul Alexander de culoare galben, de culoare mov și micul Alexander rege, care se deosebește prin coloritul aparte care le are, verdele acela strident și rozul. Micul Alexander nu vorbește. Rostește cuvinte. Uneori rostește cuvinte. E greu să-i întreținem? Nu este greu să-i întreținem. Trebuie ținuți la o temperatură undeva de 7, 10, 15 grade. În general în cameră, și dacă am 22, 25 de grade în cameră. Nu îi face rău, îi face bine dacă îl ținem, dar nu trebuie ținut în bucătărie unde sunt mirosuri. Să nu facem greșeala să-i ținem unde sunt mirosuri, fiindcă există riscul să facă infart datorită mirosurilor neplăcute și zgomotelor produse. Sau poate sunt mirosurile prea plăcute și face infart că și nu mănâncă... Și face că nu îi se dă mâncarea și lui. Că nu mănâncă bun, că nu mănâncă și el triturică. Gelu, în final aș vrea să te întreb de ce ar trebui să ținem cont dacă vrem să ne luăm o găină de rasă? La ce ne uităm? Ne ducem în bazarul de găini. După ce întrebăm oamenii de acolo? În primul rând ar trebui să știm ce condiții putem noi să oferim la această pasăre. Pentru orice gospodărie normală și orice gospodar își poate permite să țină acest gen de păsări care nu sunt încălțate, nu au pene pe picioare cum este cochinchina, okay, și nu necesită niște condiții speciale. Ele pot fi ținute în orice gospodărie din curte. O să încheiem aici discuția, că puișorii lui Lili văd că au început să urle după mama. Gelu, îți mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Și te mai așteptăm cu minunățiile astea la noi în platou. Vă mulțumesc și eu. Sunt sigur că sunt niște găini fericite.